Dezlănțuit infernul într-o mănăstire de 300 de ani din Tulcea azi noapte. O măicuță trecută de 80 de ani ar fi băgat prea multe lemne în sobă și în scurt timp chilia ei a fost cuprinsă de flăcări. A reușit să se salveze singură și celelalte maici au fugit din calea flăcărilor la timp, dar chiliile lor s-au făcut scrum. Focul nu a ajuns, în schimb, la biserică. Ați salvat icoanele, ați salvat tot ce se putea. Nu știu, eu de când s-a văzut icoana asta, nu știu. S-au salvat împărăt toate într-o cameră. O icoană cu Maica Domnului îi este scut în fața infernului. Doar atât a putut salva din chilia ei, care acum arde ca o torță. Maici s-au trezit după lăsarea întunericului înconjurate de flăcări. De la ce credeți că a pornit focul? De la foc, de la sobă. Acolo erau două chelii. Trei, inițial. De la una care încălzește două chelii. Focurile la noi așa, se încălzesc două camere. Și era cineva în casă? Era cineva, dar a ieșit săraca tărâș. O maică de 82 de ani, în chilia în care stătea ea, ar fi izbucnit incendiul. Le-a avertizat pe colegele ei, dar acestea n-au putut decât să fugă în curte. Flăcările s-au extins cu repeziciune pe acoperișul de stuf. Este vorba de o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, 12 încăperi destinate cazării măicuțelor. S-a întins focul de la o cameră la alta? Da, bineînțeles, dacă e acoperișul de stufă, da. În ajutorul măicilor au sărit primii localnici. N-au putut salva chiliile, dar au ținut focul departe de biserică. Scoate și din fântână apă! A scos cât a putut. În scurt timp, oamenilor li s-au alăturat zeci de pompieri. Trei ore s-au luptat cu focul. Focul, după cum ați observat, s-a manifestat violent, având în vedere învelitoarea de stuf a chiliei. Cele 12 chilii au fost distruse de foc, dar maicile și pompierii au reușit să salveze obiectele de valoare. Până când vor construi alte adăposturi, se vor înghesui în cele câteva cămăruțe în care n-au ajuns flăcările alături de colegele lor.